găsit, prieteni, industria transporturilor din România a fost afectată în proporție de 80, de peste 80%, spun autoritățile, sunt date clare, comunicate de curând. Sigur, și alte domenii au fost afectate, dar vreau să vorbesc despre asta, pentru că pe mine m-a surprins. E adevărat, aici sunt introduse și companiile de ride-sharing, precum Uber sau care ori mai fie ele. Voiam să spun că pentru mine a fost foarte important să existe astfel de modalități de a transporta oala cu sarmale de la mama la mine sau, mă rog, n-a fost cazul de data asta că le-am gătit eu, dar tot felul de lucruri pe care ai nevoie, pe care trebuie să le trimiți dintr-un loc în altul, medicamente și care se pot face foarte ușor, nu te mai așezi tu în mașină, nu te mai supui tu unui astfel de risc, ca să nu mai vorbim despre timpul pierdut, ci pur și simplu în portbagajul mașinii pui pachetul, iar persoana la care l-ai trimis vine de asemenea, deschide portbagajul, doar coboară și ia ce ai trimis. Este un subiect, să spunem, sensibil în acest moment, este mult mai simplu. La același timp mă gândesc și la firmele de curierat care în acest moment ar trebui să fie asaltate, pentru că la începutul acestei pandemii, în urmă cu vreo 3 săptămâni, dacă nu mă înșel, comandasem niște produse online și mi se spusese că urmează să vină într-un interval de 21 de zile sau 20 de zile lucrătoare și ele au ajuns mult mai repede. Semn că oamenii s-au organizat, la început au fost pur și simplu asaltați, așa că nu, sigur, industria transporturilor nu înseamnă numai firme de curierat și firme de ride sharing. Sunt cu siguranță și alte aspecte importante ale problemei pe care eu nu le cunosc în acest moment. Dar cert este că eu vă sfătuiesc, că de asta am făcut vlogul ăsta, din proprie experiență, comandați online dacă aveți ceva de comandat. Există firme de ferme care livrează, că oamenii decât să-și piardă toate legumele și fructele preferă să le livreze. Sunt firme care îți aduc acasă ce produc, care au făcut foarte multe dintre ele reduceri extraordinare, adică firme de cosmetice. Acum, dacă nu te mai duci la cosmetică, sigur că ai nevoie de un epilator și nu l-aveai înainte și poți să ți-l comanzi. Creme și vopsele, nu te mai duci la coafor, te vopsești acasă. Nu te mai duci la manicură, îți faci manicură acasă și așa mai departe. Mare atenție, luați produsele, lăsați afară câteva ore sau nu știu cât au zis specialiștii, eu, dacă nu sunt perisabile, las și o zi, două, pe care le aduceți acasă, le ștergeți frumos cu șervețele antibacteriene, cu spirit și le dezinfectați. Aceleași proceduri erau necesare și dacă voi ați fi plecat la magazin să le cumpărați de acolo. Da, care e părerea voastră? Voi cum vă descurcați? Cum faceți cu cumpărăturile și cu livrările? Vă pup, dragii mei, ne revedem mâine dimineață. Un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media.